kilograme, 79, înălțime, 1,65. Target, slăbire. Să o las pe mai târziu, pentru că acum începe vlogul. Sper că v-ați distrat de dragobete, căci urmează 8 martie, fantastica zi a femeii, așa că sper că voi aveți bani în buzunare sau la portofel. Din păcate, vitaminele și mineralele nu l-au ajutat pe Răzvan să treacă prin gripa care tocmai a dat peste el. Dar nu vă faceți probleme, întotdeauna Andrei Diaconu are un as în mână. Pentru episodul de astăzi, vom face rocada cu episodul care, în mod normal, ar fi trebuit să fie postat săptămâna viitoare. Așa că vom avea un podcast împreună cu doi sportivi de performanță. Este vorba despre Adi Bota și Răzvan Ciprian. Până când Răzvan se întoarce pentru a filma episodul de Q&A, haideți să vedem ce discuții interesante am avut cu cei doi. Bineînțeles, nu o să vă dau prea multe detalii, deoarece chiar vreau să păstrez suspansul, așa că vizionare plăcută. Bă, Ego, auzi? Nu mă prezint, că mi-a Ciprian Kelsey după. Nu mă prezint. Lumesc, mă, frate, lumesc. Încep eu? Dacă vrei, da. Încep eu? Bă, dragilor, cum s-a zis și aseară pe grup, eu fac culturism, concurez din 2021-2020, la sfârșitul 2020. Da, să zicem că am de 2 ani. Am 4 concursuri active. Ok? Fac culturism așa, la nivelul ăsta, cam de vreo 2-3 ani și am mai cochetat cu sala în urmă cu 4 ani. Da, am pus, am dat drumul de fală echipă, este Team for Life, și postez extreme de pe social media, Instagram și pe TikTok. Obiectivul meu e scurt, card IPB Pro la Classic Fizic. Ăsta e ținta, spre asta ne pregătim și mai mult e ce vrea Domnul. Important e să muncim și să fim sănătoși. Am 20 de ani, ca să fie treaba, treaba. 20, mulți înainte. Mulțumesc la fel și vouă. Tânăr. Tu, Cip? Eu am 24 de ani, am concurat acum 2 ani. 2020, prima dată, acum de fapt 3 ani. Și în 2021 am câteva concursuri, un nutritionul, ceva Cupa Română, dar naționale. Momentan, eu sunt și antrenor, pe lângă jobul meu de bază, fiind militar. În timpul liber mă duc și antrenez, am clienți. Se poate și mai bine, se poate și mai rău, mai ales în zona mea. Puțin mai retras și oamenii încă nu înțeleg partea asta, nu cochetează partea asta. Să ai un antrenor înseamnă un lux pentru ei. Și, na, eu înțeleg. Și obiectivele de pe anul ăsta o să fie, vreau să particip la un concurs la București, așa am stat și antrenorul meu, să vedem ce să fie acolo. Nu știu. Am încercat să acumulesc la multă masă și să încep pregătirea. Trebuia să aștept după un an de pauză să pot să antrenez înapoi la capacitate, având și 3 luni de pauză de sală complet. Acum, ușor, ușor încerc să revin și cu mesele, cu mâncatul. Nu mai greu de la 6 mese să ajung înapoi. Dar merge. Altceva, culturismul momentan. Eu cu Răzvan știam când am fost adus la Național, era la mers fizic. Eu intrasem la culturism atunci. Clasic, fiind mai ușor. Motorul l-am schimbat la culturism, fiind mai greu și nu mai mergea cântarul în jos. Și oricum nu prea, fiind și micuț de înălțime, nu prea merge pe clasic.
Dar acum, nu știu, poate un clasic merge la la NBA, nu știu. Sunt diferite categoriile acolo, ce am văzut, față de federație. Și oricum nu e federație. Știu. Diferit în ce sens? Adică e diferit limita la kilograme? Da, și programul liber e diferit. Categoriile se numesc altcumva. Programul de pozare, nu știu, ce am văzut e diferit. Gen, nu știu, e ca și cum ai poza modeling prima dată, nu știu, gen mergi în față, mergi în laterale, dar nu știu dacă sunt aceleași poze, nu știu, mi se pare puțin interesant, dar acum o să treci, o să văd, nu știu. Mai e până în septembrie. Concursul chiar e de ziua mea. Ironia sorții a fost să fie pus fix 20 septembrie. Băi, în semn, poate cu noroc. Da, așa au zis și Ștefan, da. Nu știu, că e de multe muncă, oricum. Că acum îs mai în vârstă și ar trebui să urc cu băieții puțin mai mari. La juniori a fost mai ok. Acum, în nivel de naționale mă refer, și pronotrișa. Dar nu. Vedem ce o să fie pe viitor. Gândește-te că eventual formale de la care pleci tu e foarte ok. Eu am plecat de la formă din groapă, ca să numesc așa. Pentru pregătirea la Cupa României, la Cupa Federației, mă scuzi. Ok, acum... Da, bă, deci voi acum în ce stadiu vă aflați? Off-season, tu, Cipri? E off-season. Off-season, Adi, la fel? Da, sunt pe bulk în momentul actual, dar în primul și în primul rând, ca să spun și eu câteva aspecte despre mine legate de partea de fitness, culturist și totodată concursuri. Sală fac undeva, cred că jumătate de viață mi-am petrecut în sală. Nu exagerez, adică din 24 de ani, undeva pe la 12 ani, am pus piciorul prima dată în sală. În ideea în care făcusem un an de lupte greco-romane, pe mine m-a atras foarte mult partea de antrenamente de forță. Și am zis că luptele nu sunt de mine și mai degrabă aș face trecerea la sală. Bineînțeles, cred că de la 12 la 18, chiar 19 ani, să numesc așa, n-aveam absolut nicio treabă cu alimentația. Eram de conceptul tipicului unui șoarec de liceu, în care credeai că, bă, dacă mănânci o caserolă de șnițele, gata, te faci mare, totul ok. Mergeam la sală, cel puțin în vacanțele de vară, 7 din 7 zile, deci supra-antrenament. A, și eram pe conceptul, dacă mănânc orez, ăla mă îngrașă. Da. Undeva de pe la 19 ani am început să concurez. Mai exact, în 2018 a fost primul an în care am concurat. Am participat la 4 concursuri, 2 private și 2 în cadrul federației. Pe anul acesta obiectiv de concurs nu am, deoarece nu vreau să concurez. Vreau să stau tot anul pe bulk. În 2024, da, aș vrea să încerc un Valahia. Și, bineînțeles, în funcție de formă, vedem ce mai oferă viitorul. Bine, asta e... Eu aveam plănuit să mă duc la Valahia anul ăsta. Aveai de gând? Aveam plănuit anul viitor, în 2020, să mă duc și la Valahia. Adică mi-am luat și astea înscriere, am plătit, tot am plătit. Bă, la Palahie tare, bă, NPC și tot ce ține de NPC tare, frate, altceva. Am fost să mă uit și oricum sportivii s-au fi tratați acolo. Nu știu experiența voastră în cadrul federației, dar dacă se cuvine să vorbim aici. Dar vă zic eu, acolo sportivii erau tratați total diferit, adică... Deci, ori. În federație toți trei am participat, deci știi și tu cum e. Dar nici nu se mai pune federație, nu, după ce s-a întâmplat și acum și... O ia în piste, ia în bag, cam astea acum. Pentru și atipizație, vreau să zic. În NPC m-am gândit eu, dar nu chiar acum. Poate de la, nu chiar anul viitor, poate peste 2 ani. Tot așa, să încep cu ceva aproape, cum e Valahia. A, păi înseamnă că vrei să treci pe el, nu? Eu nu am ce să zic, cum am uitat ce zice Ștefan. Mm-hmm. Eu sunt fumat, eu aș vrea să fac și pasul ăsta. Dacă vreau să văd dacă pot să fac
față la nivel de natural cât se poate. Da, da, da. Cât poți să stori din corner, pentru că no, prima dată am venit fort, alt și n-am avut mărime. Doar am avut mai multă mărime, dar am venit uscat. În același categoria, vreau să fac anul ăsta un fel de balanță între astea două. Lasă, bro, oricum e grea pregătirea de concurs, mai ales pe tren, nu Adi. Pe tren e și mai grea. O, mai ce să mai zic în cazul meu. Stau un pic și mă gândesc. Eram, cred că la 5 săptămâni înainte de Cupa Federației. Frate, și da, eram activ pe tren. Și vreau să zic că gândește-te că... Acum, ție ți-am spus aseară, nu știu, Ciprian, dacă a văzut conversația, dar... E cam nasol să te desparți cu fosta pe tren, în condițiile în care tu aveai în plan să o ceri de nevastă la piscină, știi? După pozarea liberă. Dar, sincer să fiu, nu m-a afectat deloc. Adică... Îi dădea prea mare valoare cu merită asta, nici. Nu știu, eu pregătirea asta, sincer, da, pot să zic că a fost diferită față de celelalte, deoarece... Am și deprins așa un sentiment de frică de a eșua. Și mai degrabă chestia asta m-a făcut să stau focusat, doar strict pe pregătire. Și m-am apucat de sală tot printr-o relație. În 2019, după ce m-am despărțit, am despărțit de fapt, m-am apucat de sală. Și în 2020 am concurat prima dată la un concurs la naționale. Neștiind, aveam, și acum amintesc când am fost cu Sebi. Văsuți. M-am venit. Nu am avut categoria mea, la un moment dat m-am băgat la Open, eu am venit 62 de kg, m-am băgat cu 80 de kg. Cunosc. Băi, am da, eu eram așa, toată lumea era, știi, eu mă uitam așa în sus la ei. Deci pe mine m-am băgat la Classic, la Open și am bătut câțiva. Știi, eu fiind începător, am fost și cu prima dată, am concurat și contra lui Emil Dolicu pe scenă. Și contra Drachii la Pornutrition. Mai ai zis, băi, ce-l băgat aiurea? Gen, na, la național băga foarte, trebuie să intru la culturism, nu știu, după aia clasic, la clasic nu a fost categoria mea, m-a băgat la Open și, uite, așa am fost eu cel mai mic dintre toți. Și la junior și la senior. La federație, ce poți să-ți ceri? Cunosc perfect sentimentul, deoarece în 2018 am participat la Semtex, la junior, la Open. Și gândește că pe atunci aveam undeva la 72-73 de kilograme, era totodată primul meu concurs și da, la privat când tu ești pe natural și vezi pe aia de 90 de kilograme, definiți ca lumea... Așa am fost la Pro-Nutrition atunci prima dată și atunci n-am mai fost. Dacă am văzut că încă nu sunt acolo. Am văzut prima dată, primul frate când am concurat. La juniori mari, când am fost, erau câțiva băieți destul de țeapă, rău de tot. Și unii, nu știu cum era categorie, nu știu cum era categoria de 70 de kg. Eu când îi vedeam, păi, mi se păreau că ăștia urcă de 80 lejer. Da, da. Păi a fost și cu David, cu ăsta, cum îl cheamă, la Pro-Nutrition cu el pe scenă, mă, David Pascu, parcă. Îl știți? Da, ăla de pe TikTok, cum să nu știm. Omul, bă, și Caterinca. Dar, bă, de ce ziceau ăștia, bă, că o vin de nevastă, dacă tu ce o pregătire cu ea, nu? Dacă tu ce o pregătire cu ea, bă, trebuie mai de nevastă. Da, cam așa face. Ceva. Ca să-mi trebuie să văd deci... cum îmi reacționează nervii pe pregătire cu ea. Și dacă trece testul, da, o ia de nevastă. Lasă, frate, că nici unul n-am avut noroc până acum la... Hă? La mujeri? Nu, mă, vorbim de pregătiri cu trem, ca și cu bajumante din asta. E ciudat și pregătirea asta. Anul ăsta câte concursuri ți-ai pus? Anul ăsta? Niciunul. Niciunul? Nu. Ai, perfect, atunci ești liber precum sunt eu. Da, nu, e off-season acum, la anul, dacă ajută Domnul să fie sănătos și ce cum un pro-qualifier la clasic și... Dar nu, pentru asta ai nevoie de multă masă. Multă mâncare. Mult antrenament. Da, păi oricum e horror la fiecare masă. Adică prima masă, după ce mă duc să-mi fac carne bună,
A doua în cușcuri, și are bună, mai mergem. Dar bă, fraților, a treia și a patra după... Horror, 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 horror. La cincea masă am cartofi, mai ok, mai intră cum mai intră. Dar n-are rost. Îmi ia și 30 minute să mănânc o masă. Nu știu pe cum stați cu cantitățile astea, dar... Păi, să fiu sincer, în momentul actual am 7 mese. Dar nu sunt mese exagerat de mari. Adică mie o masă mi-a să mănânc sincer. Bine, acum, făcând o paranteză, eu sunt genul mai gurmand și mi-e foame non-stop. Dar e ok. Până undeva între 5 minute, 7 minute, ceva pe acolo. Nu, no, super atunci. Și ce distanță între lor? Două ore, nu? Bă, depinde un pic. Adică, hai să zicem, ideea e în felul următor la mine. Bun, voi prea bine știți faptul că eu mă și ocup de... Sunt administratorul unui motel și la mine e mai delicată situația. De cât timpul, sincer să fiu, numai dimineața îmi permite să mă antrenez. Și ca mă scol, îmi iau masa pre-workout, mă duc, mă antrenez, îmi fac după sesiunea de cardio, bine, exceptând zilele de picioare, așa, sesiunea de cardio undeva la 20-25 minute. Bine, acum stric referent pe e-bulk, ok? Mănânc frumos masa post-workout și la vreo 2 ore, cam așa distanță, încep să le mănânc și pe restul. Și cam așa e timingul, 2 ore, 2 ore jumate. Bine, hai să zicem așa, 3, te aud, mă gândeam un pic. Da, 3 mese, 4. 4 mese din 7 sunt cu orez. Și de regulă prefer între masa care am orez, vită, broccoli și următoarea să las ceva distanță mai mare din cauza că știți cum e, e vorba de vită, e digestia mai lentă. Dar în rest cam așa e ca și medie, 2 ore, 2 ore și un pic distanța. Zic că la noi, când se lucrează, se lucrează și n-ai unde să mănânci, n-ai ce, cum să te casă la după tine, n-ai ce face. Sunt unele zile în care mănânc cam din, și eu, tot la fel, tot 2 ore, 2 ore jumate, poate, și sunt unele zile în care mănânc după 4-5 ore, gândește la masă, pentru că efectiv n-am când să mănânc. Dacă nu aș vrea, am când, n-am cum, dar mănânc toate mesele la sfârșit de zi. Stau așa și mă gândesc, cred că dacă n-aș mânca... Deci 4 ore mi se pare foarte mult pentru mine. Da, bă, știu că mă apucă foame, dar n-ai ce să faci. N-am ce să fac. Da, corect. Asta e mai nasol, când nu poți să ai așa o pauză de 5 minute, 10 dacă minute să mănânci. Dacă am cumva ați la 4 ore distanță și după am 2 ore libere, încerc să mănânc o oră și după încă o oră, știi? Adică încerc cumva să echivalez pauza mare, că mie mi se face instant, după jumătate de oră mi se face foame, având o pauză foarte mare. A fost, de exemplu, acum, eu am intrat la lucru la ora 9 și am stat 4 ore de la ora 9 până la ora 1, ne-am mâncat. Și după aceea m-am dus înapoi și mănânc și am mâncat cam așa, cam la o oră jumate, gen distanță după de la 1. Am încercat să mănânc cumva, că n-am avut când. Asta e partea. Da, e un pic mai nasol forțarea asta a meselor, dar vorba ta, n-ai ce să faci la urmă. Mesele trebuie mâncate. Cele zile în care, am zis, urează. 2, 1, la voi, cred că nu, depinde. Au ăla că vin, mă întreabă mie, dar ce, mănânci după oraș? Dar nu calorii după nu tot la fel sunt caloriile sau ce se întâmplă după așa se imagine. O banană are 5 de calorii. Asta e. Da, mentalitatea unora e cu totul foarte jos la capitolul în care și nu înțeleg că da, frate, poți să mănânci după ora 6. Nu, caloriile nu se schimbă. Da, n-ai ce să faci. Acolo poate la voi e mai diferit. Aici ai... Adică deja, nu știe. Nu antrenezi eu. E că în sportul ăsta nu ai timp. Nu ai timp să faci, nu ai timp să gătești, nu ai timp să faci nimica. Eu nu cred că nu există, nu ai timp pentru ceva.
Eu nu cred treaba asta. Eu cred că tu îți alegi prioritățile tale. De exemplu, cum lucrez eu, eu lucrez de dimineață de la 8 până după masa la 4, la undeva, da? Eu la ora 5 mă trezesc, cardio, pe stomac gol, am bandă acasă, fac pe bandă, 30 de minute, 25, depinde, sau 35, depinde de zi, dacă am zi de antrenament sau zi de pauză, sau picioare, de regulă, de picioare nu prea fac cardio, nu prea vreau să mă găsesc. Bun, după cardio, după ședință de cardio, vin acasă, duș, mănânc, la ora 8 mă pregătesc, adică la ora 8 trebuie să fiu deja în demă. Până la 4, la lucru, la program, 8 ore, după aia de la ora 4, la 4 jumate ajung în orăștie, gen de la demă la orăștie, cam durează vreo 30 de minute, să zicem, naveta. De la 4 jumate încep să antrenez, până seara, până la 8, la 8 jumate ajung acasă, mese, îmi fac mesele, îmi pregătesc mesele și somn. Și a doua zi, tot de la capăt. Deci, nu există nu poți, nu există nu vrei, trebuie să sacrifici ceva, n-ai ce face, dacă vrei ceva cu adevărat. Eu așa cred și așa văd treaba asta. Există muncă în orice, nu? Acum, fiecare cum are noroc. Dacă vrei, trebuie să lucrezi, da, n-ai ce să faci. Trebuie să te întreții cumva, nu? Părerea mea. Da, corect, și mai ales în sportul ăsta, cum e foarte costisitor, n-ai ce să faci. Adică trebuie să faci un sacrificiu și să câștigi bani ca să poți să investești în tine. Așa, îți spune, am timp sau o, e chestia asta. Nu e vorba de bani, e vorba că nu mai când. Că eu, de exemplu, un program de ăsta, eu seara la ora 9, jumate, 10, scum în adorm instant. 2 minute mi-a maxim. Au văzut și colegii mei când dacă undeva gen pe sus sau să stăm așa, să nu avem treabă sau ceva, eu dacă stau pe scaun, eu efectiv adun pe scaun. Și gândiți-vă că eu beau energizant, adică gen, nu, beau și energizant, beau și cafele, energizant de la zero, știi, în unele zile când mă simt obosit. Cafea normală, tare, pre-workout și tensiune nu am și adorm instant. Așa e când ești obosit. Da, bă, dar cum zicea, deci e foarte financiar în sportul ăsta, mai ales când... Cum? E costisitor, mi se pare cum e cel mai costisitor în sportul, nu știu. Da, știu, și cel mai, nu știu, apreciat. E jur că zici că nu e apreciat, zici că toată lumea ne vede urât, ne arată cu degetul, face ceva sau nu știu. Nu înțeleg treaba asta. Nu, fiecare acum, nu. Mulți văd puțin pricep, da? O face pentru noi până la urmă și... Eu am, de exemplu, colegi care îmi spun că tu faci sportul ăsta, câți bani faci din sportul ăsta? Nu e vorba de bani. Că ei zic, bun, investești în el, dar tu cu ce te alegi? E vorba de chestia asta. Îl întreb, dar tu de ce joci la anumite pariuri? E gări. De ce? Acum, așa e. E vorba de pasiune, de plăcere. Să faci asta în pasiune, plăcere, apoi apar și bani. Nu dacă o faci, vin și banii. Da, zic. Bine că nu-i plătit la noi, în zona noastră, în România, nu-i plătit ca e partea a doua. Da, bă, eu nu știu, până să scot ceva bani din culturismul ăsta sau din treaba asta, au fost, cred că, vreo 3 ani, care am băgat constant toți banii pe care aveam, adică până la ultimul leu și ce nu aveam băgat, adică da, nu bani, nu nimic altceva. Păi atunci, da. Să faci mine sacrificii, ne ce faci? Mai știu atunci când am venit în camera atunci de hotel de-a mei, tot după tine. La mei, oale de alea sunt fierse. A, frate, totul făcut, cum mi-au zis Dani, totul la milimitru, acolo, la... Și mă, că am avut vreo 16 casări după mine, mă, pentru 2 zile sau 3 zile. Cât au fost? 2 zile, de fapt. 2 zile, păi, am stat cu una mai... Dar pe ibric de ala văzării. Bă, dar am scos o condiționare atunci pe natural. A fost bine, rău. Ziceai zicea Ciprian că nu e neapărat de vorba de costul sportului în sine și de plăcere și așa. Bă, corect, dar la urmă și trebuie să mai scoți ceva bani. Știi?
Bă, scos, bă, după părerea mea, scos, bă, dar scos după ce îți face așa un pic de reputație, îți face un pic de nume. Nu zic nu, că acum știi cum e treaba? În orice investiții la început bagi și știi cum e. Îți zic așa și din punct de vedere de antreprenor, știi? Oricum bagi, dacă ai norocul, mergi pe zero perioadă până începi să progresezi și intri pe plus, treptat, treptat. Dacă nu, o perioadă, mergi chiar pe minus. Așa e la început cam în orice domeniu. Da, frate, ți-am zis, nu? Bă, dar nu, cât o faci din pasiune, bă, și te ridici acolo și ești tu, zi de zi focus acolo pe treaba ta și faci lucrurile să se învârtă, bă, n-are cum, inevitabil ți iasă, mă, n-are cum să nu ți iasă, sincer. Bă, eu vă zic sincer, eu sunt un overthink total legat de chestia asta mereu, adică eu mereu pun rău cum am față să zic, bă, ce pula mea face să se întâmple, să nu iasă cum vreau eu sau așa, știi? Și cumva asta mă face să mă gândesc la toate posibilitățile alea și să muncesc mai mult, să... Știi? Să nu ajung din apoi unde am plecat, adică vreau să mă duc pe drumul ăsta, adică nu... Știi? Știi ce zic, la ce mă refer? Da, 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 ți-nțeleg perfect. Bă, cu Jim, nu mai vrem să fim acolo, că am fost acolo, știm cum e, nu, nu mai vrem, mai am înainte, cum o fi? Ce bă, că mă întind cu Cipri acolo la Barz, la Orăștie, pardon. La Orade. Orade, Orade. Bă, lucram o spătară, ca să-mi permit pregătirea pentru naționale, mă jur. Că n-am vrut să cer la nimeni nimic, vreau am vrut să mă escurc eu și... După 12 ore de muncă veneam și mă întâlneam și noaptea câteodată, a doua zi când era liber și... Bă, cum zice, știi ce e primă? Numai să vrei, că poți. Bă, nu există, nu vreau, bă, nu există, bă, eu când aud persoanele astea, bă, îmi vine să le zic, bă, dar tu ai încercat măcar, bă. Da. Măcar, bă, să fim serioși, bă, când le zici treburile astea, bă, zici că e în jur, mă. Bă, nu mai zic că vrei să faci, că tu nu vrei să faci cu adevărat, că vrei să faci, efectiv, o faci în pula mea. Îți pui program, îți faci program. Nu, bun, eu înțeleg că tu la familia sau ceva, bă, dar nu există, nu poți să nu îngătesc odată la trecina, că ai aceleași mese, da? Gătește-ți drept odată la o zi, două, gen, nu știu, odată, gen, găsești odată, gen, pentru două zile, dacă nu-ți place mâncarea așa rece, la un exemplu, sau odată la trei zile. Și o ai tot timpul la tine, o bagi, un tren încălzește, morți, măsi și o mănânci, dacă chiar vrei, dacă nu vrei să gătești zi de zi. Dar durează și puțin, mă, să gătești, nu? Eu ce mănânc, eu 6 mese pe zi, eu cunt tot zi la story. Eu gătesc, cred că, da, ceva de genul, 30 de minute că gătesc. Eu nu mă întreb cu mâncatul, bă, efectiv, numai să mănânc, bă, interesează. Efectiv, eu gătesc, am zile de low carb și zile de high carb, știi? Da. Și când am low carb, gătesc pentru 3 zile și când am zile de high carb, o zi sau două, depinde. Și da. Le fac și le proporționez. Și după aceea le pun în casă și gata, sunt făcute. Le bag în microunde sau le reîncălzesc și mai e. Piși pe ele, nu mai contează gustul ăla, nu mai mănânc la gust. Mănânc că trebuie să mănânc, de la morți lui. Da. Am fost atunci în stagiul la 3 luni de zile că puneau ăia ulei păstă orez, frate. Da. Ești din lău la cap. Bă, ce să... E numai acum ce am început și o să-mi revin o țână cu sală. Și cu tonusul. A, e. Pas cu pas, da, ce facem? Păi, eu știu că am pierdut niște masă care puteam să o iau. Nu, lasă, că acum ești tânăr, că ai timp să dai să... Tânăr. Așa zici, bă, Adi, bă, că în pregătire cu... E greu, mă, pe alea în pregătire? Bă, da, asta ziceam, că... Ok, acum eu să fiu sincer și că nu-s genul care să mint, să se ascundă, să așa. Deja la mine a fost al 4-lea an de când am folosit. Ok, bă, primul ciclu de acetat, de tren acetat, bă, mi-a dat grav în cap de tot. Deci, psihic eram, reacționam emoțional în ultimul hal. Bine, eu cam și în ultimii doi am schimbat foarte multe parte de rațional, am început să gândesc mai mult la modul, bă, frate, nu mai reacționez așa de nebun, din instinct. Gândesc un pic situația. Dacă e tensionat, dacă e așa, mă retrag pe moment, mă calmez, o gândesc la rece și după aia iau decizia. Bă, e bine să poți face asta, bă. Sincer, chiar e bine. Păi, n-ai, frate, asta chiar influențează mult, bă, indiferent de ce substanțe vorbim, de pregătire competițională, că de masă musculară, bă, inevitabil, mă, te fula cap, mă, te fula cap rău și... Păi fii atent, hai să-ți dau un exemplu. Da, uite, eu am spus că sunt administrator aici, la motel. Ok, bun. Gândește că eu lucrez cu oamenii, da? Îmi vine spre, prin ipotetic vorbind, îmi vine ultimul, hai să zicem, mai înapoi, dacă, da, vorbim mai civilizat.
ultimul înapoiat la cazare, da? Și am o pasă mai proastă, da? Ok. Și pe tren, da? Punem și asta în calcul, ok. Mai sunt și în ultimile două săptămâni înainte de concurs, da? Hai să fim serios, că voi știți, în ultimile 4-5 săptămâni sunt cele mai nasoale, da? Bun. Și începe cu figură, omulețul. Păi ce ar trebui să fac, frate? Să iau băta, să-i dau în cap? Știi? Asta mă refer. Adică n-ai ce să faci. N-ai ce faci, nu. Așa am avut și eu clienți. Efectiv, băi, aveam clienți, știi, la început la grupe, acolo la bars. Bă, și erau, nu, flotări asistate, așa se numeau, știi? Bă, și erau ale ori cu chef de catenic, ori cu rușe, ele nu mai înțelegeau, bă, de la știință la știință, ele nu mai înțelegeau cum erau alea, bă. Bă, și eu muream, bă, când era să le, bă, în continuu să le arăm, bă. Deci în continuu. Ca la copiii amici de grădiniță, când tot trebuie să ții de mână, știi, să, hai să facem, hai să ăsta, sau să trag de ei, tare. Și erai și în ultimele săptămâni, în ultimele două săptămâni și așa, și tu erai, efectiv, mai stai în picioare. Bostit. Da, ești stresat. Depinde pe ea, să fiu sincer, eu cam de la începutul anului mi-am făcut și eu timp voi ca la antrenaș așa. Bun, nu antrenez ca și PT în sală, ci pur și simplu e ceva la modul, ok, vă fac protocolul, tot ce înseamnă alimentații, antrenament, cât cardio poți să ai, sugestia la somn, sugestia la timingul de pauză între mese și așa, ca să fie totul ok, bun. Dar în cazul în care, ok, nu simți contracții la un exercițiu, nu simți tensiunea unde ar trebui să se ducă, nu simți, nu știu, simți că nu-i ceva ok, știi, ți-ai pus prea multă greutate și zici, bă, ceva nu e în regulă, deci pun atâta. Da, ok, nicio problemă, spune-mi care e problema la exercițiul respectiv și hai să, dacă, ok, facem amândoi sală în același loc, bun, hai să mă pliez eu sau vii tu dacă ai timp să arăt exercițiul când mă antrenez eu. Dacă nu, pur și simplu îți filmez exercițiul respectiv, îți dau filmarea și îți explic exact toate tipsurile care trebuie să ții cont. Eu totodată, făcând o paranteză, am avut mare noroc că cei pe care îi țin acum la antrenă și așa, nu sunt începători. Adică omuleții mai au un pic de habar, deja au câțiva ani de sală, bine, nu sub tutela mea, de capul lor, dar s-au acomodați. Dar da. În cazul în care, spre exemplu, nimerești la PT un începător, bă, cred că e nebunat. Eu numai de așa iau, gândește în zona noastră, numai de așa, nu sunt oameni care se gândesc și cei care au câțiva ani de sală, dau un exemplu, ei arată la fel, dar nu vor să conștientizeze că au nevoie de o persoană care să le arate. Cred degeaba le zice. Ei sunt căpăținați. Ei nu vor. Nu. Asta este. Degeaba le spui. Bă, tu de 6 luni arăți la fel. Tu ești ceva. Nu, frate, eu știu mai bine. Bine. Ce poți să-i zici, mă? Da, mm-hmm. Să-i zici, într-adevăr. Dar cine își bate capul cu ăștia? Da, mă, până la că... Nu am mai zbat capul. Nu are rost. Cu oricum. Dar noi... Aveți mai să de mâncați azi, mai aveți mai să ce mai... Păi nu, mai am de băut apă, dar nu. Adi, tu ai terminat cu mesele pazi? Nu, mai am o masă. Dar cred că mănânc undeva pe la vreo 12 ca să-mi las timing. Și după aia pe la următoarea mă la somn. A, uite, apropo de timp, știi că ai deschis tu subiectul. Păi fii atent, eu a fost joi spre vineri noaptea, da. Păi gândește că eu de la 10 seara la 3 dimineața am stat să fac montajul video la vlog și să-l încarc pe YouTube și să îi fac descrierea tot. Gândește că am dormit de la 3:30 până la 7:30, da, 4 ore. Am avut antrenament, da, cum, nu, antrenamentul a fost chiar în regulă. De ce? Bine, eu fiind mai și un pic în extremă, îmi place, mă simt mai obosit așa, îi dau, frate, beau și un Master Zero, bag și o cafea. Atenție, zic asta că eu mă cam cunosc cum stau cu inima și așa, dar eu n-aș recomanda să facă diversi începători sau care nu-și cunosc limitele experienții de-astea pe ei, clar. Și am avut antrenamentul, după aia am avut și niște treabă în afara localității, undeva distanță de 120 de kilometri, mers, condus, făcut treabă, întors înapoi, treabă pe aici, adică vreau să zic că, da, frate, deci dacă într-adevăr vrei să le faci pe toate, până la urma urmei,
strângi din buci, ca să zic așa, pe românești și le faci, îți asumi. Chit că dormi într-o noapte mai puțin, că se întâmplă așa, dar... Na, ce să-i faci? Așa ca și, apropo, voi pe lună cam unde vă învârtiți cu cheltuiala în sine? Lăsând, spre exemplu, deoparte ajuvantele, suplimentele, doar mă refer la capitolul mâncare. La mâncare doar. Numai la mâncare? Da, doar la mâncare, să zicem. Bă, undeva la 2500 de lei pe lună. Mâncare. Păi, da. Mănânc un chil de pui la două zile, un chil de vită la două zile, aproape jumătate de pungă de orez pe zi, cartofi, așa, ovăz, cremă de orez. Știi, să adună chestiile astea. Bine, ce ai menționat tu din protocolul de alimentație, le-am și eu, dar categoric în cantități mai mici. Eu, sincer să fiu, cu alimentație mă duc undeva pe lună între 1500-2000 de lei pe acolo. Acum, bineînțeles, depinde de la protocol, la protocolul fiecărui antrenor. Dar ziceam așa ca și idei. Că... Da, acolo, între 1500-2500 de lei pe acolo, da. Eu m-am suvârtit, de exemplu, acum cam atât ai, 2500 de lei, cam așa, chiar am făcut un mic calcul așa. La tine, Cip? Tot. Și tu. Nu cred că aș depăși, numai că eu m-am noroc cu maică-mea, știi că mai știe persoane la profi și mi-a pune chile de piept de pui deoparte. De exemplu, am dat ultima dată 110 lei pe 10 kg de pui sau ceva de genul. Nice, interesant. Păi eu când mă duc acolo cu probajul plin de piept de pui, îți dai seama. Iar tot timpul mă sună, vezi că îmi fac astea reducere, du-te ia, du-te ia, știi? Imediat mă duc. Da, da, da. Urezul la cam ce mănâncă, Adi, și tu, Adi, iară, nu e ceva diferit. Doar că azi... Toți mâncăm la fel așa mare parte, diferit numai modul în care s-a așezat mesele, viziunea antrenorului, cum vede antrenorul să... Pune carbohidrații cu grăsimile, proteina, oricum bănesc că toți o ține sus proteina, nu ține proteina jos. Logic. Da, e sus, oricum. El e sus tot timpul. Da. Suplimentele la fel, dar bănesc că toți le luau la fel, adică... Da, dacă... Da. La mine, nu prea contează la așa mult, dacă stai să fie așa total. Contează foarte mult, și alimentat. Suplimentele vin cu un bonus, prin completare. Dacă nu le faci, degeaba le iei. De exemplu, aveam aseară un băiat, îmi scria când eram de serviciu seara, dacă eu iau proteina asta, mă fac așa mare, sau mă fac așa forțos, nu, chestii de genul. Păi, n-ai cum să-i am de explicat băiatului, băi, nu poți să te faci peste noapte. Aici sunt niște toate, știi, adică Trebuie să ai continuitate, trebuie să muncești. Că și eu am crezut prea dată, că am luat, deci proteina mă prea dată în facultate, mă gândește. Și o țineam la cămin, când eram în cămin la Alba Iulia, de frică să nu găsească maică-mea. Bă, deci o țineam acolo și din nou și eu nu mâncam, băgam proteina. Deci, bă, eu fac de asta, frate, mă fac mare, mă, du-te, mă, deci eu veneam la sală, îmi băgam 30 de la și eram pamflet în pula mea. Aia mi se pune cel mai amuzant, știi că oamenii care vin acum la mine și îmi spun chestiile astea, am trăit, știi, și eu încerc să le spun, bă, nu-i așa, știi, gen, de, nu știu, eu încerc să spun omului ce trebuie să audă, nu ce vrea el să audă. Dacă tu îi spui ce vrea el să audă, îl minți pe el și după el, până la final, tot pe tine te înjură. Acum, sincer să fiu, stând un pic și analizând, bine, situația în sine, mă refer la partea de marketing a produselor, postat în disperare tot felul de prostii pe TikTok, că hai să spun serios, majoritatea acum au TikTok și tot felul de nebunii acolo. Cam și se induce așa un pic în eroare cu ideea asta că suplimentele îi fac totul și... Alții pe care le au ei și nu pot să le filtreze cum trebuie. Da. Adică la de sală era făcea des, știi, cine mai făcea sală? Oamenii mai vechi în țără, știi? Gen, nu, că nu era Marius Bitrache, nu erau Andu Peta, oamenii care gen, făceau niște chestii mai calitative, mai de mult. Da, Andu Peta ăsta, Andu Peta era foarte dox, așa, tot. Îi,
foarte bun și Robert Fru e ce trebuie, știi? RF Kinetics. Da, deștept ce-am văzut. Vreau să mai de mult când făceam sală, nu erau informațiile astea și oamenii de acum nu știu ce să și le ești. Da, mă, dar nu se ideați, nu mai știu ce să crezi. Până acum uită-mă, pula mea, toți puștii ăștia de 16-17 ani. Te învață-mă cum să te antrenezi tu, mă, ăștia care, pula mea, nici măcar în 18 ani, bă, oameni, adică. Și dau sfaturi, informația așa, e foarte aiurea, că peste tot și degeaba, nu mai știi la cine, bă, dacă, na, cum ziceam, bă, înainte, și un puștii 16 ani, începe să dea sfaturi despre creștere masă musculară, sau, mă, ce face, mă, e trist un pic la capitolul ăsta, dar acum oamenii trebuie să perceapă și ei, că să fac o diferență între cine e valabil și cine nu, că... Nu știu, stau un pic și mă gândesc că eu în perioada liceului, prin 2013-2017 acolo, fraților, deci nu se găseau informații. Nu, păi nu erau informații pe net. Acum s-o grămadă de informații, dar vorba voastră, adică nu se distinge diferența între informația bună și informația eronată. Și asta e nasol, că dacă, spre exemplu, șoarecește din liceu ar sta un pic și ar analiza, ei ar avea, deci ei practic cam au totul mură în gură. Păi da. Și dacă stai un pic și cauți pe YouTube un exercițiu, băi, e imposibil să nu-l găsești. Deci cam găsești, ok, poate nu-i suficient de explicit, știi, dar execuția e destul de clară. Deci pentru un începător și așa, nu știu, aproape, bine, asta dacă ar sta, s-ar documenta, ar analiza tot, și mai ales că ai acum pe net și calculator de macronutrienți și sugestii și tot, acum aproape că nici nu ai nevoie de antrenor. Bine, ok, dar în ideea în care stai un pic și te informezi, structura antrenamentelor, cum ți le organizezi, cum ți le împarți, cum ți le de exemplu, prima mea competiție care am avut-o, am avut-o fără antrenor. Deci prima participare pe cine am avut-o fără antrenor, fără nimic. M-a făcut tot acolo eu. Bun, stai un pic, eu mă refer la faptul că s-a adică, nivel basic, nivel... Nu vorbim deja de concursuri, de concursuri oricum... Ar putea să facă și treaba asta, aia vreau să zic, că gen să înveți să faci o flexă la bicep, să înveți cum să ții coatele să, pentru un plisul la piept, cum faci genoflexiunea corectă, cum stai cu genunchii, cum stai cu... Că ridici genunchii, spus că nu-i ridici, depinde și de ei, că trebuie să încerci dacă ei fac chestia asta singur. Lor le frică să încerci, gen... Le dai o chestie, nu știu. E asta mi intră bine, dar poate lor nu le intră, știi? Asta le frică lor, să încerce multe chestii mai. Am văzut eu. Bă, dar pentru chestia asta plăzișunată în urmă, să nu mai fi tu nevoie să... Păi asta zic. Ieri 6-7 luni din timp, ca să încerci tu să vezi ce merge și ce nu merge. Nu mai bine până că are deja experiență. Și omul ăla, când te vezi, îți dă seama ce tip somatic ai, ce genetic ai, cum să pună problema, nu mai pierzi timp și așa ajungi mai rapid de la obiectivul tău, decât să pierzi un an să încerci tot. Nu? Bun, eu nu contest ceea ce ai spus, sunt total de acord cu tine, categoric, dar uite un caz ipotetic, ce faci când ai un buget mai redus? Și mai da, și, da, și da, nu știu, ești la liceu, înveți, nici n-ai o vârstă la care să poți să fii apt să muncești, să zicem așa? Da, corect. Poți să vezi de pe YouTube, poți să vezi pe Google, clar, poți să vezi, poți să, numai să vrei, asta e ideea. Bun, dacă îți permiți financiar și într-adevăr vrei să dai skip la perioada asta de încercări, vrei să ai rezultate cât mai rapide și așa, da, mi se pare total normal și o decizie corectă să iei antrenor. Acum, știi cum e, depinde și ce antrenor prinzi tu în sală. Că... Adevărat. Știi și voi la capitolul ăsta cam cum e treaba. Bă, eu să fiu sincer cu voi, eu n-aș lucra cu nici un antrenor în sală, bă. Eu la mini curs,
pe cuvântul meu, n-aș lucra cu niciun antrenor în sală. Și eu zic asta foarte sumat, cu niciun antrenor. Prefer de 100 de ori să-mi iau un antrenor online, unul pe care îl urmăresc, știu că face treabă și serios. Bă, în sală n-am văzut unul să zică, bă, ăsta da, frate, ăsta pot să zică. Și nu că n-ar fi antrenor bun, că sunt antrenor bun, dar vorbesc, mă raportez la mine aici, știi? Îi posibilitatea acum să comunici, cum am făcut eu cu Dani, știi? Toate colaborările mele au fost online și tot decurs bine, adică dacă tu ești receptiv și vrei să iei informațiile de la el, știi, chinui un pic să le pui în practică și păstrezi așa o legătură strânsă cu el, pui întrebări să răspunzi și așa, poți să faci treabă bună, sincer. Decât să stai în sală, să mai lucreze cu încă trei pe lângă tine, să te mai enervezi că nu te bagă în seamă și de astea, mai bine faci tu pe barba ta, știi? Nu. Eu la ceea ce m-am referit, poate nu m-am fost suficient explicit, mă refeream strict când îți iei PT, adică antrenorul personal. Asta mă refer. Bine, deja, spre exemplu, să lucrezi cu mai mulți pe aceeași ședință, mi se pare, unde-i concentrarea ta, mă spuneți, ca să, să fii atent asupra clientului, unde-i? Da, frate, da, exact. Adică, nu, bun, acum te duci o serie la unul, te duci o serie și la celălalt, mai rămâne să lucrezi și tu o serie la antrenament, ies o tocăniță. Da, sincer, să mă rog. Păi, cu doi poți, cu doi, nu, eu antrenez și în sală, și cive, așa, și cu una, cu doi poți, cu doi ok. Pe deja când de la 3, 4, 5, bă, frate, nu mai faci treabă, mă, că nu mai poți fi atent aici, cum mai zici și tu. Îi pun câte doi. Dar îi pun pe cei doi care știu că s-a apropiat unul în altul, la forță, la știi, chestii de genul. Și au același de unul după altul. Eu nu fac antrenament deodată cu ei, eu niciodată nu fac antrenament deodată cu clientul meu. Antrenamentul meu e separat și eu mă antrez. De-a zic, dar când antrez pe ei, știi, ești atent la ei. Dar când îi pui, gen la PT, îi pui ce aproximativ în egal. Adică nu încerci să iei unul care e începător cu unul care are deja câteva luni cu tine, știi? Că nu o să ține la pasul și el o să vreie și nu o să-l coată. Da. Și atunci când antrenam la pars, atunci erau niște grupe, știi? Și erau altă treabă, știi? Da. Eu eram impus să-i antrenez așa, pentru că nu vreau să-i antrenez așa, zic sincer. Mie nu mi se pare ok. Da, înțeleg. Acum, cum le-am zis niște chestii și am plecat, da, acum atâlnesc cum vreau eu aici, la Finestra Silmare, nu știu dacă știi. Da, știu sara, e cealaltă sara din Orușinie. Nu, acum ne extindem la 6 de metri pătrați, anul ăsta. Deja e gata spațiu, deja începem să facem zona unei poștă, nu știu dacă știi. Mă, nu știu exact, frate, nu știu exact. Păi, ce trebuie, să zic eu, ca la Revo, ceva de genul. Da. Bă, vorbeam de Revo, băi, și eu am un client care totodată și partenerul meu de antrenament și sprijinul meu ce fost în pregătire, clientul meu, gen. Și ne facem antrenamentul amândoi, adică eu l-ajut pe nutriție, l-ajut la antrenamente, îi explic între serii, când fac și el, îi explic, bă, dar băiatul ăla să mori senzații. Te-aș dori la oricine un client ăla, băi, înțeleg. E cumva tipul care îl mai repostai tu la story-uri când făcea antrenamente cu el? Da, frate, da. L-ai văzut că am eu singur pe astăzi put în spate, tipul ăla și clientul meu și tovarășul meu, bă, extrem de înțelegător, așa, și nu contează, bă, și cu alimentația, gen, să ține cap codii foarte, foarte strict, cu caserole, cu pastile, cu pillbox, ce trebuie, nu? Cu clienții noștri, să ai clienții noștri, faci treabă, nu? Păi da, eu știu. Ăștia aveau și eu să dau de ei, dar... Da, frate, zic că-s rar, e rar, nu... E o zi de naștere, am mâncat și eu puțin un tort, un ceva, dar... Felii, eu... S-o mânci câteva zile, o săptămână, ziua de naștere. Într-o zi a fost vreo trei și... Băi, eu le zic, băi, frate, nu vreți să concurați, eu știu chestia asta, nu vor să fie ca mine. Bun, le spun, bă, dacă vreți să mâncați, bă... Luați-vă o pauză măcar o zi, dar nu mai continuați, mă, 3, 4, 5 zile, mă, că mor cândva, omule. După a venit, mă, la mine balonați, că ce să vă fac? Că vă doare stomacul după aceea mâncați. Și eu trebuie să vă rezolv. Bun. Știi, dar unii nu se gândesc la faptul că, ok, eu mă apuc de sală și asta, și tot acum încerc să mă țin și de alimentație și asta, dar eu totuși tind prin niște rezultate. Ok, nu particip la concursuri. Bun. Dar... E logic, adică eu trebuie să fiu ușor, ușor disciplinat cu ceea ce îmi dă antrenorul, ca să
scot rezultate, păi, adică pentru asta plătesc, pentru asta fac investiția de timp, sacrificiu, tot acamul. Da, să zic, dar unii vor numai să slăbească, că ei vin și spun, vreau să slăbesc X kg în X timp. Păi n-ai cum. Bun, stă, de fapt ai, dar ideea e că după apui dublu. Și ce faci? N-ai făcut nimic. Cu experiența cu slăbitul, cred că am de ori și știu cum să slăbești, cum să slăbești și nesănătos, să slăbești și rapid, să slăbești și cum trebuie. Crede-mă, dar nu e ok. Să slăbești rapid, că după apui. Și pui numai grăsime. Și lor. Cu slăbitul, cu mâncatul, cu, cu ratatul meselor, iară, că multă lume spune, băi, eu sunt prea full, mai mănânc o masă. Eu spun, nu, băi, nu mai sar peste mese, dar de-aia cu mânci. Nu e să sar peste mese. Sau ca s-a mâncat X, ei zic așa, că lor le fac cu calorii, știi? Mâncat X-ul de calorii și mai am X de mâncat, dar nu vreau să mănânc masa, nu pot să mănânc altceva în schimbul mesele alții. Păi, caloriile din, adică macronutriențe din orez, dau un exemplu, nu ca și cei din ovăz. Chiar dacă tu iei carbohidrații la fel, dar nu-i calitatea aia, nu-i, înțelegi ce să zic. E bun să fii acolo la total, să le dă la total, dacă le dă la total e bine, nu contează sursa de undeva. Nu, da. Poate să fie la total. La final să fie numărul de carbohidrați care le-am zis, o să fie ăla să fie. Ar mânca ovăz în continuu ca și cai. Eu înțeleg. E bun ovăzul, cum le zic să-l fac, e bun. Dar nu poți să ovăz să mânci mesi. Și aș mânca. O perioadă când m-am gândit cu Ștefan, am zis, dar nu putem să băgăm două mese de ovăz. Nu, așa că nu. E în față treaba asta, că nu. Pe acum m-am văzut cu el cu două săptămâni. O treabă acolo la Sibiu, am antrenat cu el la un antrenament de puși. Și mi-a zis că, bă, la cum arăți și față de ce pauză lungă ai făcut și la ce prostie ai mâncat, bă, e foarte bine. Gen, s-o mai pierdut în date, dar ești bine. Mm-hmm. Și, nu, îți dai seama că am plecat de acasă cu vreo 80 de chile, aproape. Le-am mai pus la 80 și am adicat azi viața 75,5. Nu, nu e rău. Nu e rău. Dacă vedeai mâncarea aia, aia cred că le-o tădeai de cap. Eu, aia eram în fiecare zi, mă, cu mâncarea, mă, bă, muream, mă, când nu vedea, mă. Deci, bă, mi se ducea stomac cu invers, mă. Da. Eu de-abia așteptam asta cu caserurile mele. Sau mai este eu acela la modul... Nu contează câte mese ai, mă refer, poți să-ți iei toți macronutrienții și din două mese. Și a, da, sunt mulți care totuși nu înțeleg logica și eficiența de la aplicația MyFitnessPal, știi? Luând așa un exemplu, că e cea mai buzual folosită. Și ei tot își calculează acolo, tot își adaugă, își adaugă, își adaugă. Și ajung să fac o masă de un kilogram, un kilogram și ceva, dar din foarte multe surse, știi? Și atunci... Bă, dar nu înțeleg, am mâncat masa asta vreo 5 ori, nu mi-e foame. Am avut și așa persoane care vineau și spun, băi, dar tu mănânci 6 mese, dar mănânc într-o masă când mănânc tu la 6. Știi? Păi, bun, dar și tu ce digeri din masa? Să rămânesc, ce poți digeri din ea? Din 10 kg de mâncare, ce dai cu digeri? Că nu digeri. Nu digeri, frate. Ba mai tare ești cu scaun, că nu poate să-ți ducă corpul. Te per la baie și... Da. Cât trec. Și n-ai nici metabolism, nu-ți pornești nici metabolismul. Nu poți să-l pornești mâncând o masă pe zi. Nu. Am m-au venit la mine cu o masă pe zi și am început să-l încep măcar cu 3 mese. Bun. Primele zile, gen, luau puțină greutate și erau deja toți, că mă îngraș, că nu știu ce, bă, mănâncă, bă, în continuare, bă, nu mai vorbi. Zic, mănâncă, că o să vezi că o să fie bine. Și m-am văzut după nici o săptămână, că începe cântarul să meargă în jos. Aveam persoane care mâncau un măr și morcov pe zi, dacă vezi. Îs și persoane. Ce, ca să dezbatem un pic mai bine subiectul ăsta, tot am ajuns pe el, hai să-l așteptăm un pic și pe Adi. Că aici, într-adevăr, e un pic de discutat. Știi cum e că dacă este discuție așa, perfect, bă, adică minim 3-4 ceasuri, poate și mai bine.
orice subiect. Fii atent, așa ca și o paranteză, că eu la șoarecii mei care antrenez așa, ca să fie și chestia de motivații, să fie mai comod când trimit clipurile, când explic exerciții și așa mai departe, bine, cu specificația că update-urile, check-urile se fac în privat, clar, am făcut grup cu Team Boyca, știi? Și chiar așa, am pus o întrebare. Bă, băieți, eu seara asta fac, uite, podcast cu ăștia doi colegi de breastă, ca să zic așa, cât durează un podcast? Și îmi spune unul, într-o oră și patru ore. Și mă gândesc, bă, da, patru ore, dar ce dracu vorbesc, frate, la patru ore? Ce nu vorbești patru ore? Că nu știi când... Mă uitam, păstrează-ți ideea, mă uitam acum la ceas și, bă, frate, băi, 11 jumate deja. Da, am văzut ceva. Ce mi-e trebuie să pare? Sunt multe chestii, mă. Nu știu. Sunt foarte multe chestii, mă. Mă nu înțelegem. Gândește că în zona noastră nu prea e lumea care se ocupă așa, știi? Îsc. Dar nu. Nu prea stau pe aici, pe zona asta. E foarte rar. Și cu Maria Nedel, cu toți, știi? Personal nu știu. În schimb am mai auzit de ea de pe Facebook. Eu știu personal că suntem și prieteni. În realitate. Nu. Nu e știm. Dar ea e tot timpul plecat, știi? Gen când vine pe aici, nu. Mă nu se eu acasă, ca să mai știm să așa, tot timpul. Dar e fată ca lumea, crede-mă. Chiar e ca lumea. Mai e și Pleș Andrei. Tu știi și pe Pleș Andrei. Mihăiță. Mm-hmm. Cu Mihăiță tot la fel, nu știu personal, dar crede-mă că am vorbit o grămadă cu el pe Instagram. Și da, e unul din sportivii care, bă, îi respect, frate, pentru evoluție, pentru consistență, pentru faptul că, ok, poate a luat omul, uite, cu la story-ul postat de el de Crăciun, da? Omul a recunoscut, a spus, bă, frate, uite, am luat 5 zile pauză sau asta, am mai mâncat divers. Da, frate, a strâns omul din buci, a stat pe loc ca să se curiți sau asta. Adică, bă, un om super asumat așa. Omul e băiat fain, chiar. Da, chiar da, da, categoric, nu, e mișto tare. Eu nu știu eu, că de obicei nu prea vorbesc cu alți, cu alți persoane, cei care nu sunt așa, nu vorbesc de sport, dar zic care nu sunt pe lungimea mea de undă, nu știu. Încerc să, bun, mă faci pe mine așa, poate, că lumea te vede diferit pe tine, și pe mine, și pe tine, și pe alții, și pe toți, în care faceți sport, te vede diferit. Nu, lasă-mă pe mine cu avioanele mele, tu țineți-le pe avioanele tale și aia e. Frate, ca fii atent, ca să fac o paranteză, înainte să mă mut la DMB, poftă bună, Adi, să mă mut la mulțumesc. DMB, acolo la sală unde mă antrenez și totodată antrenează și Răzvan, coachul care se ocupă de antrenamente și pozare, da? Și acum cred că farul lui a fost închis în parcare la mine, așa. Vreau să zic că la sala unde făceam QFIT, așa se numește, eram, da, perioada prepului, și eram cam tot așa, pe ultimele weeks-uri. Frate, s-a mai întâmplat de câteva ori să mă duc seara la antrenament, unde era aglomerație mai mare. Bă, și vreau să zic că începeam să mă pompez și asta și așa. Bine, cu tot acâmul de enhancement, vă dați seama ce pompare așa, ați mai văzut story-uri diverse și așa mai departe. Bă, sihualbau toți șoarece la mine și faptul că eu nu știu genul care, mamă, sihualbau, vorbează la mine, zi, nu știu. Nu, pe mine treaba asta mă enervează. Nu știu voi, dar pe mine mă enervează, sincer. Nu prea bag de seamă cum antrenez în sală. Nici eu nu bag în seamă, dar frate, era la modul, omul stătea aproape în stătea în fața mea, nu știu, aveam un parc un antrenament de brații, făceam flexiile cu ganterile și vreau să zic, omul stătea în fața mea și holba la mine. Mai aveam alea că mă pufnea râsul. Dar avea și o față de aia de căsca, ca să numesc așa. Amintesc cum am obișnuit, bro. Poftim? Tot așa o să fie de acum. Să te obișnuiești, tot așa o să fie de acum. Bine, pe de-o parte eu înțeleg că nici, nu știu la voi în oraș, dar uite, spre exemplu, în Piatra, dacă îi se număr pe degete toți care, hai să spunem, la momentul actual concurează sau mai au treabă cu culturismul, așa, mai în forță, nu știu dacă număr 7-8 oameni pe degete. Sincer.
Păi, la Adi, la Cluj, îți dai seama că... Cluj, da, e discutabil, clar. Dar la piață, dar la piața ne-am spicini. A, bine, că e, să zic așa, e cel mai cunoscut și totodată, într-adevăr, omul Doxa, n-ai ce să zic, e vorba de Vili. Vili Savescu, da, da, da. Da, 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 exact. Eli, ce trebuie? A, da, n-ai ce zici. Deci omul... Omul e și de viață. În rest, nu prea așa mulți, crede-mă. Bine, nici nu știu. Compara Piatra Neamț cu Clujul. Niciodată așa ceva. Ăla are voi, ții ce trebuie să le am. Da, ăla e mișto. E mare, bă, și s-o mai deschis o sală, tot așa, e foarte mare. Am auzit, că mi-a zis un prieten. Am fost atunci la Antol de Manuș, am făcut brațe și umbre, de-am stat două ceasuri în sală, de nu știam până la ce aparat îmi puneam să mai pun. Hmm. Adi, la voi la Perdăneas, cum e? Dacă vrei să antrezi în sală, îți trebuie să ai ceva contract cu sala să primească și sala comision de la creatul respectiv? Sau îți merge ție tot, sau cum? Trebuie să fii angajat la sală ca să poți să antrezi, sau eu, poți și așa pe șură. Ceea ce am mai întrebat în stânga-dreapta și totodată din ceea ce m-am interesat personal, depinde foarte mult de politica fiecărei sări. Adică, spre exemplu, și o sală care, bine, prefer să nu dau numele la chestii de genul, înțelegeți cum e chestia asta. Da, frate, vii, ți-ai făcut abonamentul, ok, iar prețul la care tu te înțelegi, tu ca și antrenor cu clientul, e problema ta. Sala nu cere nimic și totodată mi s-ar părea cât se poate normal treaba asta. Adică, bă, totodată ce omul a venit și a achiziționat pachet de servicii, mă refer în cadrul, nu știu, abonament la sală, eu ce treabă să mai am mai departe? Da, uite, spre exemplu, e sală la care îți impune, deci tu dacă ești antrenor angajat sau cu contract sau de și contract de colaborare între persoană fizică și sală, da, îți face pachet de de ședinții cu antrenorul personal, ok? Și își oprește comision, dar vreau să zic un comision foarte mare. Uite, nu o să dau, din nou, repet, nu dau nume, dar, uite, eu spun exact pe față cum e la o sală, da? Bun. Pachet 12 ședințe. Nu se mai știe dacă antrenorul îți asigură și planul alimentar și asta. Ideea e că asigură numai ședințele de PT, da? Bun. Undeva la 550 de lei. Bine, în banii ăștia include categorii și abonamentul sălii. Bă, frate, știi, banii ăștia, știi cât câștigă antrenorul respectiv ca și comision? 350. 120-130 de lei. Spune-ți ce, bă, dacă nu-i bătaie de joc. Pe 12 ședințe. Mai, bă, maxim, bă. Jur. Deci... Și ce faci atunci? Bun, să spunem că na, sala respectivă angajează tot felul de antrenori. Nu se uită neapărat la cum arăți, la formă, la un CV, la ceva, la... Ai concurat, n-ai concurat, ce rezultate ai avut cu alți clienți. Te vede pe te, vede diploma, vede cursurile făcute, gata, te angajează, știi? Ok. Dar și așa, tu îți dai seama câți clienți trebuie să-ți iei ca să scoți o sumă, nu știu, care să te motivezi pe lună? Păi tu, practic, ești plecat în dimineață până seara în sală. Și trebuie să lucrezi cu mai mulți clienți odată, că altfel n-ai cum? E, da. Asta nu știu dacă ți-i permis, dar bănuiesc că ar trebui, nu știu cum. La fel, depinde de politică. Păi altfel, nu faci bani, asta e. Da, Adina, băi, în piața, azi multe sări, sau... Păi acum, sincer, cu ce s-o mai deschis, stai că ți le număr pe degete. Deci, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sper să nu fiu omis vreo una, sincer să fiu. Dar hai să spunem așa, estimativ, cu tot cu ce ar însemna și, nu știu, sări la modul și ori de, nu știu,
aerobic sau TRX și atât tot. Îs undeva la vreo 10-12 maxim. Dar ci că am înțeles eu din auzite și așa, că eu sincer anunțuri și promovări pe social media nu am văzut, ci că s-ar deschide și la noi în Piatra un 18 gym. Dacă zic corect denumirea sălii, pentru că eu nu prea... Da, ceva de gym. ATG. Bănuiesc că eu nu l-am zis săl, nu? Da. Da. Dacă ar fi să începeți din început, ați mai face sportul ăsta? Da. Da. Ați luat-o tot pe drumul ăsta sau... Bă, aș fi luat tot acum. Și tot din... Da, da, e discutat. Față de cum eram eu înainte, la 108 kg. Acum aș vrea să fac o paranteză la mine, vă scuzați cum te rog. Aș alege același drum, însă în momentul când aș fi decis să concurez, mi-aș lua antrenor și aș trage de el ca să scot cam picul posibil pe natural și după aia să trec pe enhancement, pe ajuvante. Știi? Eu, să fiu sincer, am și făcut un pic greșeală să mă apuc prematur de el, nici n-am atins o formă prea grozavă natural. Eu, sincer, să fiu, m-am apucat de el mai mult într-o frustrare. Pur și simplu, văzusem... Da, pot să dau numele la urmă, că oricum nu mai concurești așa. Văzusem în 2018 un concurent la categoria mea de culturist, 70 de kilograme, așa. Bă, frate, avea o explozie de acnei pe spate, dar nu o explozie așa mică sau să zici ceva ca și cum ar fi de dereglări hormonale. Explozia aia, frate, perversă, de pe trembolon. Tu, Adi, cred că știi ce zic doar. Și era, frate, foarte mascată cu pudri de aia de teancă, în exces, în exces, ca să pe cât posibil când îți bate lumina de la prefecturile alea, așa, să nu se vadă. Și am zis că, bă, frate, dar asta, pe bune, asta e Federația Română de Culturism și Fitness. Pe bune? Da, bag eu ceva, mă apuc și eu de ele. Bine. În federație, ciorbă. Dar a fost, ți-am spus, a fost o decizie prostească așa, adică copilărească. Nici nu aveam maturitatea de acum și asta. Și, sincer, da, știi cum e. Odată ce ai început de ele, cam gata, trebuie să te ții de ele. N-ai ce faci. N-ai ce faci. Eu vreau să fiu balaur așa natural, după aia vreau să fiu balaur în varianta a doua. Dacă mai aveți și alte întrebări din urma acestui podcast, puteți să mi le adresați, pentru că sper că rezolvați să se întoarcă până săptămâna viitoare să putem face episodul cu Q&A.